Salutare, salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petru Ursache. În video de astăzi veți vedea cum mi-am refăcut tot studioul meu video-foto, noutățile care le-am adus în studio, adică noile componente care mi le-am cumpărat, m-am făcut de la o masă goală să arate așa. Arăt bine? Mama mea! Să-ți pun un par de apă. Asta e cu puii mei, cu dop de asta. Salutare, salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Tante auguri, amen. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. S-a făcut un backup, s-a luat lumina. Bă, despre ce vorbim astăzi? Auleu! Despre noul meu studio. Dacă începem așa cu filmările, atunci e bine. Ce s-a mai întâmplat? Ah, n-aveam lumina aici sus deasupra capului. Perfect! Așa. Continuăm, da? Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Ok. Băi, dați și voi subscribe să vină lumina. Susțineți canalul ăsta de YouTube că mi se strânge lumina, frate. Zău, mamă mea, ce s-a întâmplat? Să-mi schimb prizele. Merge? Acum. Hop. Hop. Asta nu merge. Unde și... Ceac! Video 2. Bă, nu-i bine. Nu-i bine deloc. O analiză de YouTube mi arată că 84% din cei care privesc clipurile mele nu sunt înscriși la canalul meu de YouTube. Dacă ai plăcere și dorești dezvoltarea acestui canal de YouTube, poți să dai un subscribe, un big like, un comentariu. În modul ăsta îmi dau seama că interacționez cu canalul meu de YouTube și îți place conținutul ce îl creez. Pentru toți cei care doriți să mă susțineți, să oferiți o cafea, am pus linkurile de la Revolut PayPal în descriere. Mulțumesc de susținere, mulțumesc de cafeluță. Haideți să vedem cum am făcut, deci, de la o masă goală, tot studioul. Să arate așa. Pentru prima dată puneam laptopul. Bineînțeles, nu uitați să dați un subscribe. Vă rog, dacă aveți plăcere, să dați un subscribe și la acest canal de YouTube. Muzică de petrecere Petru Ursache. Este canalul meu ce tocmai a trecut de 10.000 de subscriberi. Pentru prima dată puneam laptopul. Dacă doriți susținerea și dezvoltarea acestui canal, nu uitați să dați și voi un subscribe la canalul meu de YouTube, Petru Ursache. Nu știu de ce YouTube nu-mi schimbă vechiul nume, PP Plus Vlog. Ăsta era numele meu anterior. Ulterior am schimbat în Petru Ursache, dar YouTube tot așa mi-a afișat. Ca monitor extern am ales un BenQ, un PD27. Este un monitor care costă 500 de euro. Pentru mine este suficient și este destinat pentru toți cei ce lucrează în grafică. Nu putem să lăsăm această mare diferență între monitoare, pentru că laptopul este jos și monitorul este sus. Eu am nevoie să trec cu pagina de pe laptop pe acest monitor. Voi încerca să-l echilibrez, bineînțeles, cu un suport. Am cumpărat acest suport pentru a pune laptopul. Este din fier, este robust, pentru o sumă de 25 de euro de pe Amazon. E, acum parcă e altceva. Ce părere aveți, lăsați un comentariu. Deci, un monitor de 27 eu consider că este cel mai bun monitor care ar putea fi 1:1 când prelucrez fotografii. 32 îl consider un monitor prea mare și fiind în față la un calculator, la un monitor, pentru mai multe ore. De așa, un 27 îl consider 1:1 când tu stai și prelucrezi o fotografie, chiar și video. Aștept părerile voastre să văd ce părere aveți voi. Până acum am folosit o tastatură de la HP. O tastatură simplă. O tastatură care a suportat foarte multe pahare de apă, Coca-Cola, toate care au căzut pe ea și a rezistat. Știți cum este? Hashtag rezist. Asta nu înseamnă că nu am și o tastatură Apple, dar nu mă găsesc bine cu ea pentru că este foarte sensibilă. Într-o săptămână o distrung. Dar urmează ceva nou, o noutate, un update, o tastatură de la Corsair, un K55 RGB Pro. Este noua mea tastatură care o voi folosi și o voi butona în ea ca un nebun. Cam așa se prezintă, este o tastatură pe fir, vine învălită așa frumos într-un pungă de asta de celofan. Aici e dedesubt, avem și partea care vine aplicată. Bam! Oh, the best mommy! Ia uitați ce culoare frumoase aici! Da! Parcă mai vii de acasă! Uitați-vă și voi! Chiar îmi place! Îmi place foarte mult! Bineînțeles, trebuie configurată pe calculator. Alegerea la această tastatură a fost una rapidă. Ora 2 noapte căutam pe YouTube tutoriale cu o tastatură robustă, o tastatură care să țină la tăvăleală și în același timp să aibă un design frumos. Mi-a plăcut foarte mult care aici
volumul la calculator și nu trebuie să merg cu mouse direct din calculator să dau. Să pot să dau următoarea melodie dacă una nu-mi place când ascult muzică în timp ce prelucrez fotografiile, care aceste taste aici toate personalizate, care această chestie care eu pot să stau cu mâna și mă ajută foarte mult când stau foarte multe ore la calculator și are tastele astea mecanice. Deci mi-a plăcut foarte mult asta. M-am uitat, am văzut tutorialul, avea un link în descriere de pe Amazon și am cumpărat-o. Bum! Dacă aceasta este tastatura care trebuie să țină la tăvăleală, aceasta este consola de la Logipad care mă ajută la prelucrarea fotografiilor. Aș face un update la noua consolă, dar deocamdată nu mă ține buzunarul. Poate cei de la Logipad vor vedea și acest video și vor trimite noua consolă să o testez. În modul ăsta voi vedea 100% dacă este pentru ce am eu nevoie. Așa că, Logipad, trimitem noua consolă să văd cum mă descurc cu ea și dacă este pentru ce am eu nevoie. Dai că arată bine, începe să prindă formă. De aici voi edita toate videourile pentru canalele mele YouTube. Petru Rusache, muzică de petrecere Petru Rusache și, bineînțeles, mai am alte două canale. Jolly Pit și Bravo Pit. Un canal care va fi în italiană și unul care va fi doar cu păsări. Dați și voi un subscribe, un comentariu, un like dacă doriți să susțineți dezvoltarea acestui canal de YouTube. Pentru a avea un audio de calitate am ales un amplificator Yamaha, un AS201 care îl voi abina cu două boxe de la Tech. În cazul meu am ales aceste boxe de la Tech, un LS35M cu max power de 150W pentru a avea o calitate bună de audio când prelucrez video. Tararam, pa pa pam. Pararam, pa pa pam. Wow. Da, deci avem aici o carte de citit. Este izolată foarte bine. Wow. Avem și telecomandă. Bă, ce șmecherie, bă, avem și baterii. E de bine. Așa. Bă, pare izolată bine. Mamă, cât animal aici. Tarararam. Interface. Da, mă, ăsta e spatele. Parararam. Frumos ventilată. Hai să vedem și fața. Yamaha, Natural Sound Integrated Amplificator AS201. Wow! Aceasta este configurația cu boxele. Am pus în partea dreaptă o boxă, în partea stângă am pus o boxă pe amplificator. Stați, nu vă grăbiți. Imediat cântă muzica. Ce-ar fi dacă aș pune pe acest laptop ca monitoare externe? 1. Acest BenQ de 27 și acest IMX îl folosesc cu dublu sens. Dacă vreți să vedeți această configurație, lăsați un comentariu și voi face și această configurație. Am cumpărat un braț modular pentru a pune aparatul foto să înregistrez video când fac pentru YouTube. Acesta este un aparat foarte bun pentru vacanță, scoate super, super fotografii, mai ales pe timpul zilei, pentru că nu este un full frame, dar videourile pentru YouTube nu le trag cu acest Fujifilm X-T3. Acesta este un aparat care este foarte bun și are culori foarte frumoase pe timpul zilei. Este un aparat care merită să le iei cu tine în vacanță. Videourile pentru YouTube le trag cu un Sony A7 III, care mă găsesc foarte bine și este un full frame. Acesta este un aparat APS-C, deci nu este un full frame, dar scoate foarte, foarte frumoase culorile și cel mai mare șmicherie poți să-l reglezi prima de a îl deschide. Poți să faci toate setările prima de a deschide aparatul. Deci este un aparat super, super pentru vacanțe. Dar, există un dar. Dar de ce Fuji nu ai pus o baterie mai mare la acest aparat? Pentru că aparatul este super, super, super. Îmi plac culorile, îmi place foarte mult cum face fotografii. Dar, bateria ține foarte puțin. Dacă tu vrei să mergi într-o vacanță, nu uita să ții un powerbank, să-l încarci. Pentru că dacă nu vei rămâne până la amiază fără baterie, cel puțin în cazul meu. După cum ați văzut până acum, am pus laptopul, am pus monitorul, suportul de la laptop, noua tastatură, amplificatorul, boxele. Ce urmează? Pentru a avea un audio de calitate urmează un microfon. În cazul meu am un Rode NT2 și, bineînțeles, chiar și suportul, adică brațul, tot de la Rode, ca să fim așa în trend. Ram, pa, pa, pa. Deci pentru a avea un audio de calitate, să auziți voi cât mai bine, folosesc acest microfon cu un mixer care îl voi pune cât de curând și pe ăla. Microfonul, în momentul în care nu-mi trebuie, este foarte simplu. Îl iau și îl dau aici. În modul ăsta nu îmi ocupă spațiu. Bineînțeles și cu aparatul foto, având un braț flexibil, când nu înregistrez video pentru YouTube, îl ridic sus. În modul ăsta nu mă deranjează la editat. Aceeași chestie care o fac și cu acest braț de la Rode, da?
l-am aici. În modul ăsta am tot studioul liber. Deci tot spațiul l-am liber fără să mă deranjeze. În momentul când vreau să înregistrez, trag acest braț aici, suportul aici în față și în modul ăsta mă apuc și înregistrez video pentru YouTube. O chestie foarte, foarte utilă, foarte ușor, se face în 2 secunde și aștept părerile voastre. Ce părere aveți de acest suport care îmi ține telecamera și acest microfon, care, bineînțeles, având brațuri flexibile, mă ajută să am un spațiu foarte mare în studio și să nu ocupe din spațiu de muncă. O analiză de YouTube mi arată că 84% din cei care privesc clipurile mele nu sunt înscriși la canalul meu de YouTube. Dacă ai plăcere și dorești dezvoltarea acestui canal de YouTube, poți să dai un subscribe, un big like, un comentariu. În modul ăsta îmi dau seama că interacționez cu canalul meu de YouTube și îți place conținutul ce îl creez. Pentru toți cei care doriți să mă susțineți, să oferiți o cafea, am pus linkurile de la Revolut PayPal în descriere. Mulțumesc de susținere, mulțumesc de cafeluță!